Pentru mulți ești unul dintre puținele exemple de cetățeni români, oameni care s-au născut și au crescut în România și care au reușit să integreze Moldova. Cum ai reușit? Nu știu exact cum am reușit. Cred că sunt mai multe lucruri care au dus la acest moment. Unul dintre ele și poate cel mai important este Natalia. Ea a fost cea care m-a ajutat să trec peste niște momente interesante din Moldova. Al doilea, cred că, și asta e foarte important, o anumită doză de respect față de oamenii care sunt aici și care deja fac anumite lucruri în Moldova. Mi se pare că atunci când vii dintr-un loc în alt loc și faci această alegere conștient, ar fi foarte bine să ai o doză de deschidere și de respect față de oamenii care sunt deja pe loc. În mod paradoxal, atitudinea asta generează aceeași atitudine înapoi și m-am simțit foarte des acceptat, foarte des primit așa cum mi-aș fi dorit sau cum mi-am dorit și am visat atunci când eram încă în Germania. Cert este că nu am avut problemele de care mi s-a vorbit înainte de a veni încoace. Cum ai reușit să depășești problemele legate de limba rusă? Suntem în Moldova, nu? Uneori cu umor, alteori cu nervi, alteori cu momente în care am pus lucrurile la punct. Pentru că eu am o părere, nu știu cât de originală, dar e o părere pe care am trăit-o pe propria sau prin propria mea piele, În Germania, în care am plecat la 20 de ani și lucrul pe care l-am făcut cel mai rapid a fost să învăț limba acelei țări. Acum, aici am avut o experiență care mi s-a părut foarte interesantă. Și anume m-am dus într-o alimentară să cumpăr baterii. Și am întrebat-o pe acea doamnă dacă au baterii. Trebuie să menționăm și că rusa mea este la nivelul Braștei. Acum am început să fac, de fapt, cursul de rusă. Și doamna a spus că nu înțelege. Asta paruschi. După care colega i-a tradus ceva cum că aș avea nevoie de așa numitele batereichi. Acum, asta pe de o parte este o istorie amuzantă pentru că baterii în română sau moldovenească. Hai să zicem așa, baterii în română este într-un fel, în limba de stat în Moldova, cea moldovenească, este cam tot baterii. În germană e baterien, în engleză e batteries și în rusă e batereichi. Așa de mare diferență nu văd. Și dacă lipsește această flexibilitate, atunci reacția mea este de a spune oamenilor că nu mi se pare normal. Da? Pentru că eu mă ocup, de fapt, și cu training-uri de comunicare și cu training-uri de vânzări. Iar clientul este cel care plătește, de fapt, vânzătorul. De-aia și respectul față de client trebuie să fie mult mai mare decât uneori este, pentru că nu patronul ne plătește, ci clientul. Clientul dă bani patronului, care, așa... atunci mi se pare că dacă eu vin cu baterii și doamna nu le înțelege exact, ar fi foarte bine să înțeleagă cuvintele și în limba de stat, cel puțin cea oficială. Pe de altă parte, mie mi s-ar părea o mare problemă dacă s-ar porni o campanie anti-limba rusă, i-aș spune, nu neapărat anti-rusă sau rusească, ci anti-limba rusă, pentru că mie varianta de bilingvism mi se pare foarte interesantă. Eu am văzut cât de diferită este limba rusă de sistemele de limbi pe care eu le știu până acum, care merg cam pe același sistem, de fapt. În schimb, limba rusă mi s-a părut altfel. Iar capacitatea unor oameni sau abilitatea lor de a porni pe drumul vieții, de fapt, deja de mici copii cu o limbă latină și cu o limbă slavonă sau slavă, nu știu cum se numește corect, mi se pare un lucru minunat. Pentru că, de fapt, li se măresc granițele, li se măresc limitările proprii pe care le avem pe baza unei limbi. Mai ales limba rusă, care, după părerea mea și din ce am auzit de la alți oameni, este o limbă foarte bogată și mie îmi și place foarte mult cum sună. Cum vezi atunci, la nivelul autorităților, să rezolve acest conflict dintre vorbitorii de limbă română și vorbitorii de limbă rusă? La nivelul autorităților, văd un moment amuzant.
Mie mi se pare că autoritățile în clipa asta au mari probleme interne, în care, de fapt, imaginea care se creează este că menirea lor este de a ieși la televizor pentru a se ataca unii pe alții. Iar dacă ai așa o fază în momentul politic, atunci schimbarea unor lucruri poate foarte importante se face mai greu. De aceea eu nu văd chestia asta responsabilitatea autorităților. Sincer, adică nu, este responsabilitatea lor, dar nu cred că speranța vine din partea asta. Eu aș vedea mai mult aici o rezolvare în societatea civilă. Mie mi se pare că ar trebui să se nască ONG-uri care să promoveze, eu să spun chestia cu principii și valori, da, sună, nu? Hai să o omitem. Care să promoveze anumite valori, care să atragă, să fie undeva într-un fel să fie atractive. De exemplu, eu acum recitesc Război și pace și o fac în limba română. Iar chestia asta mă enervează, pentru că eu aș vrea să citesc Război și pace în limba rusă. Mi se pare un cadou entuziasmant. Pe de altă parte, a citi Luceafărul în limba română mi se pare iarăși un lucru minunat. Sau a putea să beneficiezi de o bază a limbii române, astfel încât chiar dacă ești de naționalitate sau de etnie rusă sau ucraineană sau orice ar fi, atunci când te duci în Italia, să-ți fie mult mai ușor să înveți italiană sau în Spania sau oriunde ar fi. Sunt avantaje foarte mari care ar trebui puse în evidență. Iar eu aici zic să nu ne bazăm prea mult pe autorități și să vedem ce se poate întâmpla în societatea civilă. Cum te simți tu acum în Moldova? Ești de cele mai multe ori prezentat ca un român, ești prezentat ca cetățean european, pentru că până la urmă ai făcut și studii foarte mult în afară, no. Dar în același timp ești foarte bine integrat în Moldova. Nu știu, cred că sunt perceput ca român, în general, cu toate că am două cetățenii și 20 de ani am petrecut în România, în schimb alți 13 în Germania. Iar mie mi-ar place să fiu perceput ca Vlad. Mai puțin pe momentul identitar, dar pe unul mai mult uman. De ce nu pui accent pe identitate? De ce nu ar conta identitatea? Da, întrebare interesantă când avem o discuție de 1 decembrie, nu-i așa? Momentul identitar pentru mine e unul legat de anumite emoții foarte mari în trecut și de o liniște destul de mare în prezent. Ca să-ți explic de fapt ce s-a întâmplat cu momentul identitar în ce mă privește. La 20 de ani nu îmi puneam problema pentru că eram pur și simplu născut, trăit în România și eram român. Am ajuns în Germania și primii 3 ani din Germania, de la 20 la 23, au fost niște ani în care nu mai eram doar român, ci eram mama tuturor românilor, fratele lor, tatăl, precum și duhovnicul, așa, și plus copilul tuturor românilor. Eram într-un moment de românism total, care m-a ajutat să trec peste șocul acestei schimbări de societate, de mentalitate, poate să-i spun așa, în care m-am regăsit în identitatea românească. Și au fost niște ani foarte grei de adaptare la sistemul german, legat de un foarte puternic dor de acasă, care nu mai era Bucureștiul sau Bucureștiul în care m-am născut sau Constanța în care am trăit, ci era orice, de la Arad până la Mangalia, la Vama Veche, când se iese din țară. Acolo era acasă. Și după 3 ani, lucrurile au început să se schimbe ușor, pentru că de fiecare dată când veneam acasă și vedem foarte des, cam de 2 sau de 3 ori pe an, vedem că eu merg într-o parte și societatea pe care o știam nu mai era aceeași și parcă mergea în altă parte și nu știu, nu sunt lucruri, adică nu a fost o mare supărare, dar a fost o mare tristețe, o mare, nu mai înțelegeam, a fost pur și simplu, cred că aș putea numi o criză identitară, chiar nu mai înțelegeam absolut nimic. Eram obișnuit cu o societate în care seara la 11, dacă aveai nevoie de zahăr, nu e nicio problemă, pentru că te duceai la vecina așa și luai un pic de zahăr pe care îl aduceai peste o zi sau două. Iar lucrurile astea s-au schimbat odată cu avantajele capitalismului, poate, și cu o societate care pur și simplu a mers foarte repede într-o anumită direcție.
Nu știu dacă bună sau rea, nici nu aș vrea să spun care, în ce direcție. Cert e că acea direcție nu mi s-a mai potrivit. Este vorba de momentul social foarte puternic, este vorba de niște lucruri la nivel politic pe care am văzut și care au fost dezamăgitoare. Și la un moment dat am constatat că, de fapt, eu nu mai vreau să fac parte de momentul ăsta identitar. Și am ales, de fapt, după o criză identitară de vreo 3 ani, am ales să fiu european. Cred că asta a fost deja înainte de a se forma Uniunea Europeană și am fost unul dintre primii europeni. Iar de acum, cred că un an, am început să mă fac om. Pentru că, de fapt, după părerea mea, momentul de identitate înseamnă alegerea a ceva, a unei identități, și asta înseamnă excluderea foarte multor alte lucruri. Și poate pentru unii să fie o soluție, respect această alegere, nu am o problemă împotriva ei, o respect 100%, dar nu este a mea. Între timp, mi se pare că identitatea poate duce mai mult la conflicte, dacă sunt rus în Moldova sau moldovean în Moldova sau moldovean în România sau neamț în oriunde aș fi sau turc în Germania, și nemții se confruntă cu foarte multe probleme de identitate, maghiar în România sau român în Ungaria, toate lucrurile astea îmi pare că duc mai mult la probleme, mai ales în societăți tinere. Și atunci cred că, după părerea mea, modelul pe care eu vreau să-l promovez este unul uman, nu neapărat unul de identitate, pentru că nu-i văd avantajele așa de mari. În Germania, apropo, chiar dacă se confruntă cu mari probleme de identitate sau etnice, în unele regiuni, cel puțin ale Germaniei, e foarte interesant. Uitați-vă la echipa națională de fotbal a Germaniei. În naționala Germaniei de fotbal mai sunt vreo 4-5 nemți, cam așa. În afară de acești 4-5 nemți, mai joacă și Lucas Podolski, care e polonez, Miroslav Kloze, care e polonez, Jerome Boateng, care numai german nu este, și Mesut Özil, nici asta parcă nu seamănă cu Schmidt. E un conglomerat și mie mi se pare că asta ar putea să fie, cam spre asta aș vrea să tindem, înspre oameni care sunt oameni, în primul rând. Și în al doilea rând vorbesc preponderent în limba rusă sau ucrainiană sau găgăuză sau românească sau moldovenească.